Un accident aviatic pe teritoriul României a fost ținut la secret timp de 3 luni, asta până când cineva a aflat pe surse informația, iar autoritățile s-au văzut nevoite să o confirme. O aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit în luna februarie într-o localitate din Botoșani și este doar una dintr-un lung șir de mușamalizări, fie că este vorba despre avioane mici care vin dinspre Ucraina, fie că este vorba despre drone rusești. Unde a căzut drona? Acolo. O văz acolo că e, na, căzut jos. Era mare, mic? Cum mare, 700 kg. Localnicii au fost cei care au făcut descoperirea. Neștiind despre ce e vorba inițial, aceștia au chemat autoritățile. Au venit de la Consiliu, de la Munteni, mașina poliției, primăria, pe urmă au venit 2 mașini din oraș, pe urmă au venit când 3 din oraș. Și au venit școala cu... Sara au venit cu... Laborator, criminalist? Laborator, da, laboratorul ăla de... Da. Costa mult aici, nu? Până la 12 noaptea. Imediat după ce drona a fost localizată, autoritățile au ajuns la fața locului și au blocat accesul pentru localnici. Nu îl dă de voi, ca să se apropie încolo. Poate are vreo bombă, poate are ceva. În realitate însă, autoritățile au blocat accesul pentru a fi sigure că incidentul rămâne un secret. Informația însă nu a reușit să rămână ascunsă pentru mult timp, iar cei responsabili au recunoscut la câteva luni distanță că un aparat de zbor ucrainean s-a prăbușit pe teritoriul țării noastre. La data de 29 februarie, anul curent, am fost sesizați cu privire la faptul că pe un teren extravilan din comuna Unțeni a fost găsit un aparat de zbor de mici dimensiuni, fără pilot. Viceprimarul comunei susține în continuare că nu știe despre ce e vorba, asta deși localnicii spun că la fața locului s-au prezentat și autoritățile locale. Știți că au căzut o drună la dumneavoastră? În luna februarie? Nu știți. Nu știți. Nu. Când ne-am fost anunțați? Dacă într-adevăr a venit o dronă și cineva folosește o dronă și cade la noi în comun, noi trebuie să știm cum. Drona nu era încărcată cu explozibil și face parte dintr-un șir lung de aparate de zbor prăbușite în România. Anul trecut oficial au fost anunțate 7 astfel de drone căzute în diferite zone ale țării.